Premierul României Victor Ponta a anunțat că nu mai dorește această demnitate în anul 2016. Deputatul de Gorj a spus că ar vrea însă câștigarea alegerilor parlamentare din acest an pentru ca PSD, UNPR și ALDE să aibă majoritate parlamentară. Socialdemocrații gorjeni spun că Victor Ponta a vrut să scoată în evidență faptul că și alte persoane din cadrul partidului pot ocupa funcția de conducere. Anunțul lui Victor Ponta de a renunța la funcția de premier în anul 2016 a fost comentat și de socialdemocrații de la Gorj. Vicepreședinte al Partidului Social-Democrat la nivel național, Ion Călinoiu, afirmă că mesajul premierului a fost cu totul altul. Nu vorba de o decizie și nu am de ce să comentez, dar domnul Ponta a vrut să scoată în evidență faptul că mai sunt oameni și bine pregătiți în cadrul coaliției, în cadrul Partidului Social-Democrat, care poate să îndeplinească această funcție de prim-ministru, dar nu neapărat că nu mai candidează. Președintele PSD Târgu Jiu, Aurel Popescu, afirmă că astfel de decizii nu se comentează. Nu se comentează sau nu pot să comentez o asemenea declarație pentru că este opțiunea dânsului, este cel mai în măsură să știe și să vadă viitorul pe care și-l dorește. Este o opțiune pe care o respectăm. Vom fi foarte atenți la anul 2016. Victor Ponta a luat decizia de a se autosuspenda și din funcția de președinte al PSD până în momentul în care se va soluționa dosarul Turceni Rovinari. Socialdemocrații l-au votat lider interimar pe Liviu Dragnea.